Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cine zice că angajații de la stat nu știu ce e eficiență, organizare, concentrare pe obiectiv, profit, performanță, e bine, acești răutăcioși habar n-au ce vorbesc. Iată rechizitoriul DNA în cazul mașinăriei defraudate, examenele de permis și matriculările ilegale de la Suceava arată o structură excelent organizată și foarte profitabilă. Șpagă de jumătate de milion de euro pe an în cadrul unei parteneriat public-privat care mergea ca uns. Și asta fără sporuri și indemnizații și participări în consilii de administrație. Deci afacerea pură. Deci DNA tocmai a trimis în judecată 28 de inculpați în acest caz, că sunt mai multe dosare acolo, majoritatea angajații ai Ministerului de Interne, plus câțiva instructori auto. Deci un parteneriat public-privat. Să mai zică cineva că nu funcționează. Acești domni puseseră la punct o rețea de fraudare a probei practice a examenului de obținere a permisului auto. Și între cazul este documentat atent de Europa Liberă. Deci, procurorii au cercetat și documentat 50 de cazuri petrecute în anul 2020, adică 50 de persoane care și-au luat permisul pe șpagă în acest fel. Cu siguranță că au fost mai multe. Nu știm cât de multe, dar merită observat că județul Suceava este în topul mortalității rutiere în țara noastră. De ani de zile. În 2015, de pildă, un sfert dintre accidentele de circulație petrecute în România au avut loc în acest județ. Un sfert. 41 de județe, unul din patru accidente în Suceava, dacă vă vine să credeți. Județul a rămas pe primul loc și în anii următori. Și în același timp, Suceava a fost mereu, în Suceava a fost mereu și cea mai mare promovabilitate la examenele pentru permis. Cu medii de aproape 10% peste media națională. O fi vreo legătură? Cum spuneam, această rețea era concentrată pe eficiență, o eficiență neîndurătoare și bine pusă la punct, ca un business privat de ăsta, de capitaliști veroși. Suma standard minimă cerută unui candidat pentru ca să ia proba practică era 150-200 de euro minim. Deci asta era intrarea. Dar suma creștea în funcție de nivelul de pregătire al candidatului. Adică dacă îl simțeau că e slab, imediat creștea tariful. Șpaga putea urca până la 600 de euro în cazul celor care nu aveau deloc abilități de condus. Mamă, deci ești lemn, 600 amendă. Era mai știi ceva? Categoria aia de nu știau ce să scrie, eventual. Da. Da. Deci, practic, evaluare și taxare corespunzătoare. Se făcea evaluarea și era încadrat la pragul de taxare cuvenit pentru gradul tău de pregătire. Plaja și păgii varia și în funcție de alte criterii. Pentru femei sau persoanele mai în vârstă, sumele creșteau. Pentru candidații de etnie romă, sumele plecau de la 500 de euro și ajungeau chiar și la 1500 de euro. Urât. Discriminare. Da, deci, discriminare rasială pură și dură, groaznic ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă, dar observ că nimeni nu s-a plâns. Deci cei discriminați nu s-au plâns deloc că ei trebuie să plătească mai mult. Cu un tarif suplimentar erau taxați și cei care susțineau examenul pentru a treia sau a patra oară, observă Europa Liberă. Bravo! Deci le băgau taxă de revenire. De asemenea, rețeaua se conforma și principiilor de autocontrol. De exemplu, au existat situații când polițistul, că știți cum e, e polițistul care verifică și instructorul care te învață cum ar veni. Și șpaga ajungea la amândoi. Dar polițistul afla că la el ajunsese doar o parte din mita remisă de candidat pentru examen. 300 de euro din 500, de exemplu. A, și atunci îl pica. Mai erau și situații când examinatorul a cerut de la cel care voia permisul diferența de mită pe care o considera că îi se cuvine. Adică ăla dăduse la polițist și instructorul zicea, păi partea mea, deci autocontrol. Oamenii erau unii cu ochii pe ceilalți, toată lumea concentrat pe performanță, nu scăpăm niciun bănuț. Bun. Deci, practic, se făcea un fel de impozitare progresivă în circuitul șpăcii. În cadrul rețelei se făcea și evaluarea membrilor pe criterii de performanță. Totul perfect, mă spun, afacere privată. Deci, șeful rețelei, adică coordonatorul compartimentului regim permise de conducere din Poliția Suceava, îi controla permanent pe subordonați și le dădea de lucru în funcție de cât încasau și cât virau. Le dădea stele?
Avea aplicație? Iată, în cazul în care unul dintre examinatori nu primitea cât trebuia sau o parte din sumele de bani primite, adică dacă avea tendința să mai ține și pentru el, făcea evaziune cum ar veni, era retrogradat la ghișeu, unde putea primi în continuare mită, adică nu îi se interzicea. Dar sumele acolo era piața mai jos, da, și sumele erau mai mici. Vrea să facă bugetul. Băi, cum spuneam, toată activitatea, după câte observați, foarte bine structurată. Management privat, practic. Masterat în colectarea șpăgii. Aia Coca, managerul Iacoca ăsta, cum îl cheamă, șeful rețelei, uite că noi am reținut numele. Deci să nu mai, să mai spună cineva că nu există eficiență la stat sau că parteneriatul public-privat nu funcționează în România. Uite că merge. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.